Bună ziua! Ne permiteți să intrăm aici la dumneavoastră? Mersi mult, mult! Bună ziua, oameni buni și gospodari! Noi vă spunem tuturor, dar în această zi specială, știm că aici la dumneavoastră este o persoană foarte importantă, doamna Stella, care este o maghiară. Doamna Stella, noi suntem echipa surprize la domiciliu și astăzi venim la dumneavoastră cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului. Cotulețul acesta cu fructe este pentru dumneavoastră. Poftim! Mulțumim! Cu drag, îl veți servi mai apoi cu cei dragi? Știți să-i dați cuiva să vă ajute? Și de asemenea, torta aceasta frumoasă este pentru dumneavoastră, căci știm că împliniți frumoasa vârstă de 52 de ani. Și mai avem, doamna Stella, pentru dumneavoastră buchetul acesta frumos de flori. Poftim! Mulțumim! Mulțumim frumos! Nici nu m-am așteptat, păi, asta chiar e surpriză foarte mare. Da. Mulțumim! Cu drag, doamna Stella! Și mai avem pentru dumneavoastră șampania aceasta. De asemenea, o veți servi cu cei dragi mai apoi. Iar noi vedem citirea mesajului, dar înainte ca să vedem citirea mesajului, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Cum credeți, din partea cui este această surpriză și toate aceste cadouri? Copiii, a fiilor, cam doi fii și o fiică, ginerile, asta din partea lor. Acum și o să vedem citirea mesajului și o să aflați din partea cui este. Astăzi, 27 septembrie, această zi ne amintește întotdeauna de copilărie, care este strâns legată de tine, draga noastră. Poate că anii și ne schimbă chipurile, dar imaginea ta sfântă va rămâne în mintea noastră pentru totdeauna neschimbată. Îți dorim ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău sfânt să nu se întristeze din cauza despărțirilor noastre. Scumpa noastră, primește petalele vârstei ca pe o binecuvântare și fii fericită și iubită, respectată, așa cum meriți. Vrem să vedem doar lacrimi de bucurii pe fața ta. Ești un exemplu pentru noi și astăzi vrem să-ți mulțumim pentru nopțile nedormite, pentru a ne ști pe noi în siguranță, pentru blândețe, înțelegere, iubire, mângâiere. Îți mulțumim și îți suntem recunoscători pentru tot sprijinul de care am avut parte și ne-ai fost alături. Fii binecuvântată și protejată de Dumnezeu și mulți ani sănătoși, să te știi mereu aproape, scumpa, iubita, gingașă noastră, măicuță, la mulți ani! Cu drag, doamna Stella, s-au adeverit presupunerile dumneavoastră. Da. Așa, aveți absolută dreptate. Felicitarea și această surpriză minunată. Bine cu mult drag din partea fiicei Alina, feciorul Dorin, Nora Zinaida, ginerele Pavel și nepoței Dumitru, David, Leia și Emilia. Ei cu toții vă iubesc foarte mult și vă doresc un sincer la mulți ani. Și noi cu toții îi la dorim mulți ani. La mulți ani. Mulțumim, mulțumim frumos. Vă mulțumesc. Cu drag, doamna Stella. Desigur, dacă aveți să le spuneți un mesaj de mulțumire și celor care sunt în depărtare sau orice doriți dumneavoastră, spuneți-le aici. Eu emoția. Mulțumim foarte mult și dacă erau și ei lângă mine în ziua asta, era și mai bine, dar bucuria e foarte mare, nici cuvinte n-am. Și mulțumim și să fie ea sănătoși și să știi că eu tot timpul cu inima și cu gândul sunt la ei. Foarte frumoasă. Vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră că ați
nici nu știu ce să zic. Cu drag. Emoția e foarte mare. Aplauze. Mulțumesc. Pentru doamna Stella. Și noi, doamna Stella, din partea echipei Surprize la domiciliu, vă dorim mulți ani fericiți, sănătate cât mai multă și bucurii de la copii, de la nepoței, de la cei dragi. Mulți ani! Mulțumim! Să păstrați fericitarea, căci sunt cuvintele copiilor. Și când va fi mai greu sau când o veți revedea cu toții împreună, o veți reciti. Nici pe un vis măcar să fie. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine-o viață te așteaptă. S-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut, decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dori e mai greu. Cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă? Cui dorie mai greu pe lume, cine noaptea zi o face?